Bună ziua! Mă bucur că sunteți astăzi aici. Înainte de a începe evenimentul pentru care ați fost invitați și ne-ați onorat cu prezența la Muzeul de Istorie Paul Păltânea din Galați, dați-mi voie să vă rog să ținem un moment de reculegere pentru un prieten de-al meu și al muzeului și un prieten al unora dintre cei care sunteți prezenți astăzi aici, vorba de Marius Mitrov. Înainte de a începe să dăm cuvântul fiecăruia dintre noi și celorlalți care sunteți acum aici în sală, îmi permiteți să mulțumesc autorităților locale care sunt alături de noi astăzi. E vorba de domnul prefect al județului Galați, mulțumesc domnule prefect. E vorba de doamna vicepreședintă a Consiliului Județean, vă mulțumesc. Și de viceprimarul municipiului Galați, mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc de asemenea tuturor prietenilor Muzeului de Istorie Paul Păltânea din Galați care au venit astăzi să asculte o poveste despre o casă istorică din Galați și din România, Casa cu Zavodă. Moderatorul acestui eveniment este domnul profesor universitar dr. Virgil Nistru Țigănuș, iar alături de dânsul sunt lectorii și cei care vor prezenta crâmpei din această lucrare editată de Muzeul de Istorie, de editura Muzeului de Istorie, și e vorba de domnul dr. Sorin Iftimi, colegul nostru de la Muzeul Unirii din Iași, de domnul profesor Costin Clit de la HUS și, nu în ultimul rând, părintele Eugen Drăgoi, care reprezintă și zona aceasta religioasă de la Dunărea de Jos. Vă mulțumesc, părinte, că sunteți alături de noi. Domnul profesor... Vorbim adesea despre ceasurile străvezii care par să măsoare calea de la idee la cuvânt, fără să mai vedem pe îngenișul cenușiu al vremurilor care vor să umbrească lumina spiritului din ziua cea neînserată. Este încă o pătimire ce se adaugă unui pretins modernism în care o fugă în valută până la cer, cu garanția recuperării, are un echivalent ispititor, molecula moralității, oxicitona. Ea însă nu pacifică lumea, după câte știm. Într-un asemenea climat, cu smerenie, dar și cu speranță, considerată de sacerdoți o ancoră a spiritului, venim în fața dumneavoastră cu heraldica a două cetăți. Casa Muzeu Alexandru Ioan Cuza, un reper la răscrucea cardinalelor istoriei României eterne, în lăuntrul căreia stâlpul central este reprezentat de autoritatea voievodală în tradiție pământeană, o cetate a binelui împrejmuită de floralii deschise spre iluminare. Și cetatea unei cărți, iată, un adevăr reflectat în sute de file, cu mii de semne prin care domnul profesor Cristian Dragoș Căldăraru, remarcabil cercetător,
autor al unor valoroase sinteze istoriografice în tradiția profesorilor, profesor dr. Ion T. Dragomir, Gheorghe Hâncu, profesor dr. Mihalache Brudiu, profesor dr. Dan Râpă Buicliu, Margareta Guziec, Ștefan Stanciu și în același timp model pentru școala tinerilor domnii sale colegi, au urmărit, răscolind arhivele și fondurile de carte veche ale bibliotecilor, frământările, speranțele, greșelile, deziluziile, fariseismele, dar și nedreptățirile unui om, emblemă pentru aceste locuri. El a reclădit posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza. Știm de la Eugen Lovinescu, elevul nonconformist al lui Titu Maiorescu, cât de importantă este revizuirea permanentă a valorilor. Și mai îndrăznim să vă spunem, așa cum vorbesc oamenii care nu mai au grai, cartea care s-a clădit în vremuri aspre se află în sensibilă corespondență cu taina unei vieți dramatice, în tiparul spiritului românesc retractil față de iluzoriile izbânzi. În această carte citate este prezent un personaj iconic, un suveran al simplității și pentru tinerii de astăzi, dacă ar auzi, un însoțitor fidel printre meșteșugirile europene. Într-o urbe construită cu excepții, din lemne, simbol silvic peren, dar și metafora indiferenței de tip negustoresc, casa familiei Ioan și Soltana Cuza s-a identificat cu toate ipostazele posterității, de la strălucire la fluctuația neajunsurilor și la imaginea întristătoare a nepăsării. Domnul profesor Cristian Dragoș Căldăraru a locuit răbdător în fiecare din aceste spații. Astfel s-a apropiat, fără prejudecăți, de personaje din diversele straturi ale sociale, ale acestui răsărit de țară, de la homeleșii care invadaseră locuința fostului pârcălab, la autorități naționale și locale, învățători generoși, ziariști, onești, teologi. Autorul ne prilejuiește ocazia de a vorbi cu familia colonelului Zvoranu, cu generalul Leon Mavrocordat, șeful casei militare regale, cu Grigore Trancu Iaș, avocat de covor lui și militant pentru transformarea casei în muzeu. Din nefericire, oferta moștenitoarei Pulcheria Izvoranu a fost agreată, vorba vine, de un abil negustor din Iași, Adolf Teitler, care a transformat locuința într-un han, care, vai, nu era hanul Ancuței. Uimit de o asemenea tranzacție, dar mai ales asaltate de vocile unor intelectuali de bună credință, autoritățile se lansează într-o campanie a corespondenței cu mărimile timpului. Veți citi aceste întâmpinări cu oarecare grijă, să nu fiți stânjeniți de fluturările vântului care bătea printre ele. Așteptau un ajutor primarii Galațului, profesorul Grigore Cotlaru, președintele Universității Populare, care s-a adresat lui Carol al II-lea. Acela, cum bine știți, preocupat de multe, le distribuie cererea profesorului Nicolae Iorga și lui Virgil
Drăghicescu. În sfârșit, la București se găsește o soluție. O mișcare populară, o mișcare populară gălățeană care să sensibilizeze, nu se specifică mijloacele, le putem bănui, care să sensibilizeze primăria, să realizeze muzeul orașului. Ați reținut, prin mișcare populară. Mai întâi printr-o hârtie și apoi prin mișcare. O sintagmă, strigă-te în pustiu, aparținând lui Octavian Goga, reflectă, cred, și acest episod dunărean. Doi ofițeri superiori, proveniți din alte orizonturi românești, colonelul Victor Rațiu, șeful de stat major al diviziei 21, și generalul Gheorghe Linteș, sunt protagoniștii proiectului de refacere a casei și de înființare a muzeului Alexandru Ioan Cuza. Li s-au alăturat medicul Pedro Braunstein, prietenul poetului Barbu Nențeanu, cel care, nu știu cât a greșit, dar a spus Galați, oraș cumplit din negustori, în tine stau poeții ca în Sodoma. Institutorul Paul Pașa, care a donat colecțiile sale, viitorul ministru Mircea Cancicov, studenta în arhitectură Marta Mastronicola, să privim în pace duhovnicească spre acea ancoră a sufletului, care este speranța și de este îngăduit de către cei socotiți astăzi cei mai buni. Să ne întrebăm cum ar tălmăci ei în noua limbă barbaro-română cuvântul colonelului Victor Rațiu, arhitectul spiritual al monumentului despre care s-a scris această carte. Citez: Când nevoile țării ne solicită, dovedim valoarea noastră numai prin unire desăvârșită și prin perseverență. Exemplul nostru să constituie cel puțin un îndemn pentru atâtea fapte ce mai sunt încă necesare neamului nostru. Închei. Acest cuvânt, dragii mei, s-a rostit într-un 24 ianuarie. Dar prințul Alexandru Ioan Nicolae, vorba poetului, să se odihnească puțin. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc. E bine așa? Sigur? Da. Mă bucur foarte mult de această întâlnire de după amiază și de faptul că fiecare dintre dumneavoastră ați lăsat multe alte treburi pe care le puteați face acasă sau în altă parte și ați preferat să veniți aici la muzeu, alături de noi, să privim puțin spre trecutul orașului Galați, spre valorile sale, spre ceea ce se poate conserva și transmite pentru cei de după noi. Eu sunt muzeograf la Iași, la Complexul Muzeal Național Moldova, Palatul Culturii. Cu domnul Caldararu ne știm de foarte multă vreme. E drept că ne-am văzut mai mult la Muzeul Unirii, pentru că într-o vreme am făcut acolo mai multe proiecte legate de Alexandru Ioan Cuza și de monumentele Iașului. Ne amintim de doamna Aurica Ichim de la Muzeul Unirii, care organiza an de an simpozionul Monumentul Tradiției și Viitor, care ne-a oferit un prilej în plus de a ne revedea destul de des și de a ne împărtăși aceste preocupări comune față de monumente, față de Cuza și față de istoria noastră de altă dată. Știm că venim aici la Galați, la Muzeul de Istorie, într-un mediu prietenos, acolo unde găsim prieteni de nădejde cu care am colaborat de-a lungul anilor,
la diverse expoziții, inclusiv în prezent, împreună cu Muzeul de Istorie din Galați, am reușit să facem la Iași o frumoasă expoziție dedicată lui Mihail Cogălnicianu, la împlinirea unei cifre rotunde de la moartea acestuia. Iar colecțiile de aici, de la Galați, au dat o valoare deosebită exponatelor de la Iași și reușesc să spună împreună povestea lui Cogălnicianu. În ce privește Galațiu, știți cu toții, povestea se vede și în această foarte frumoasă carte. E o foarte complicată poveste privitoare la patrimoniul legat de Alexandru Ioan Cuza, de clădiri. Iar personajul Alexandru Ioan Cuza, știm cu toții, toți se mândresc cu el, Iașul într-un fel, cei din părțile Hușului, la fel, ca fiind locul de obârșie al familiei Cuza, cei de la Galați, de la Bârlad, cu faptul că întâmplător s-a născut, se pare, în acel oraș. Dar orașul Galați, în primul rând, este foarte legat de o bună parte din existența lui Alexandru Ioan Cuza, de partea aceea de tinerețe și de începutul activității sale administrative, din cadrul judecătoriei și din cadrul pârcălăbiei mai târziu. Dacă ar fi să socotim anii de activitate a lui Cuza în fiecare dintre aceste orașe, mă tem că, sau n-a tem, să spun cuvântul, mă tem, vom constata că aici, la Galați, și-a desfășurat o mare parte din perioada sa de tinerețe și din anii cei mai frumoși. Iar legăturile cu orașul erau într-adevăr foarte trainice și prin faptul că încă din perioada copilăriei a locuit aici și apoi într-o anumită parte, după căsătoria cu doamna Elena Cuza, a locuit în Galați, iar mai târziu, după ce a devenit domn, prin faptul că mama sa, Sultana Cozadini, a continuat să locuiască aici, era legătura sa foarte trainică cu acest oraș de la gurile Dunării, că era în același timp și o poartă deschisă către lume, către Constantinopol, către Europa și către alte țări. Ar trebui să ne amintim iarăși de faptul că despre acest subiect, despre casa sau casele Cuza din Galați, au fost cărămizi puse și de înaintașii noștri. Unele dintre ele apărute chiar în articole de la Iași, fie în revista Monumentul, Tradiții și Viitor, despre care spuneam, fie în revista Cercetări Istorice a Muzeului de Istorie din Iași, au fost publicate texte care au pus bazele acestui subiect de regretatul istoric Paul Păltânea, de care ne amintim cu toți cu drag, apoi domnul Caldararu, care a preluat această misiune pe umerii săi ca director al muzeului de la Galați. Și ar trebui iarăși să vedem că pe lângă cartea ca atare, care poate să fie o preocupare subiectivă, personală a autorului, există și partea practică. În primul rând, despre carte, aș spune că dacă domnul Caldararu, în calitate de director, ar fi putut să scrie o singură carte pe un singur subiect, asta este cartea, pentru că este exact despre Galați, exact despre muzeu, exact despre Cuza și foarte legată de poziția pe care dumnealui o are de mulți ani de zile. Iar faptul că avem această frumoasă carte este dublat și de faptul că studiul acesta detaliat a fost făcut în perioada în care există preocupările pentru restaurarea clădirii. Și nu avem doar aici povestea pe hârtie a cărții, ci avem acel proiect de restaurare care pas cu pas își urmează cursul, ceea ce va face ca această casă a lui Cuza să nu rămână doar în coperțile unei cărți, ci să avem în orașul Galați vie casa lui Cuza pentru cei din viitor. Cartea poate fi parcursă cu deosebită plăcere de diferite categorii de cititori și de pasionați ai subiectului. Avem la începutul cărții un studiu consistent care poate fi citit pentru informarea generală, în care vedem o istorie foarte, foarte încălcită și agitată a clădirii. Aminteați mai devreme de un ieșan bogat, de bancherul Tytler, care a fost într-adevăr o figură în epocă,
în Iași a cumpărat vreo 20 de clădiri însemnate și într-adevăr a fost proprietarul hotelului Traian din Piața Unirii prin soția sa, dar a fost și proprietarul casei Vasile Alexandri din Iași, pe care după aceea a fost nevoit să o vândă mai departe, și după 90 a fost o întreagă poveste în Iași cu aceste restituiri făcute către familia Titler, care au fost foarte costisitoare pentru primărie și au încurcat foarte multe lucruri. Apoi, ceea ce vedem parcurgând cartea este că dintre proprietari au fost și oameni cu bunăvoință, dintre proprietari sau locatori casei, care ar fi dorit ca această clădire să-și capete rolul său istoric. Însă lucrurile astea se vede, nu se fac de la sine. A fost o luptă continuă cu încercări repetate. Cei câțiva entuziaști, cei câțiva bine intenționați care doreau să rezolve această problemă, au făcut demersuri nenumărate către Comisia Monumentului Istoric, către Regele Carol, către tot felul de instanțe și instituții. Și oricare, unii dintre aceștia ar fi putut să rezolve poate problema printr-o implicare proprie mai amplă, dar până la urmă vedem că nu s-a putut face lucrul acesta decât atunci când a existat un număr suficient de oameni devotați acestei idei și de fapt existența unui muzeu este reflectarea existenței unei comunități care își dorește acest lucru. Nu a fost un cadou făcut de rege sau de Comisia Monumentelor sau de cineva cu bani care să cumpere, să restaureze, să spună orașului, uitați, acesta este muzeul vostru. Ci au fost energiile gălățenilor care s-au unit în acest gând și au perseverat ani de zile cu multe ratări, cu multe amânări, cu multe dezamăgiri, dar până la urmă s-a ajuns la acest rezultat. Spunea cineva despre Galați, aminteați mai înainte că s-a zis că ar fi un cumplit oraș de negustori, bănuiesc, care nu-i mai pasă de nimic altceva decât de bani, de negoți, de asta, și că nu este sensibil la lucruri de această factură. Ori gălățenii au demonstrat din potrivă că vor să aibă acest muzeu și că merită să aibă această clădire în patrimoniul orașului lor. Iar în vâltoarea, chiar din ultimii ani, când vedem cu toții cât de complicată a fost povestea cu spațiile muzeale, cu sediile, cu retrocedările și că nimic nu este câștigat odată pentru totdeauna, ci poți oricând să pierzi din aceste achiziții dacă vremurile sunt potrivnice și dacă nu ai un sprijin suficient, merită cu atât mai mult să ținem cu toții la ceea ce avem. Ceea ce iarăși merită subliniat la acest album, care în sine este o piesă foarte frumoasă, este șafondajul documentar pe care îl aduce, pentru că avem și anterior studii destul de documentate și o imagine generală, ne puteam face și în trecut despre aceasta, dar aici, cum se făcea altădată, în maniera aceasta academică, se făcea studiu și în spate vedeai mănunchiul de documente care a stat la baza studiului, pentru ca cineva mai calificat sau mai interesat de anumite detalii să poată vedea nu doar ce spune autorul studiului, ci și ceea ce zic documente din epocă, și adunate toate împreună, unele se mai știa de ele, dar unele sunt chiar documente inedite. Asta a însemnat un efort destul de mare de stat și de cercetat în arhivele ieșene, de luat legătura cu Arhiva Institutului Patrimoniu, deci cu Arhiva Monumentului Istoric de la București, unde este și acolo un dosar interesant, de căutat în arhivele de la Galați. Tot felul de documente care aduse și puse împreună a reprezentat temelia, eșafondajul acestui temeinic volum. Și iarăși ceea ce bucură ochiul sunt câteva piese grafice, câteva planuri vechi, câteva imagini care păstrează înfățișarea veche a casei Cuza și care permit restauratorilor să se apropie cât mai mult de adevăr, să păstreze formă cât mai apropiată de realitate, de acestui monument. Prin urmare, mulțumesc încă o dată pentru această invitație. Mă bucur că sunt astăzi aici alături de domnul Cristian Dragoș Căldăraru. Ne bucurăm de bucuria prietenilor. Sperăm să-i fi adus mulțumirea de care cred că aveați nevoie la realizarea acestui volum și comunitatea dumneavoastră gălățenii să apreciați acest lucru și nu mai puțin
comunitatea cealaltă. Noi, colegii din muzee, din Moldova sau din toată țara, să apreciem activitatea domnului primarul de aici, de la Galați, să-i mulțumim și să-i urăm mult succes în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! Și o să vedeți că nu întâmplător l-am invitat, pentru că există, încă mai există o dispută între istorici privindu-l pe Alexandru Ioan Cuza. Onorat auditoriu, am o imensă bucurie că mă aflu în fața dumneavoastră pentru a contribui și eu la expunerea poveștii domnului Cristian Dragoș Căldăraru din lucrarea de față. Întâlnirea mea cu domnul Cristian Dragoș Căldăraru a fost una întâmplătoare și aș spune eu și hazlie. Ne aflam la simpozionul Monumentului din Iași și ne-am așezat la aceeași masă împreună cu un alt cercetător din Vaslui, Laurențiu Chiriac. Eu eram la mijloc și domnul Căldăraru îl întreabă pe Laurențiu: dar care-i Clit? Și zic: eu sunt aici, chiar lângă dumnealui. Întâlnirea mea de la Iași a fost profitabilă, mai ales că am reușit să-l conving pe domnul Căldăraru să publice o mare parte din jurnalul unei personalități care este împărțită între Iași, Huș și Galați. Este vorba despre renumitul latinist Ștefan Bujoreanu, care a fost la un moment dat profesor de limba latină și director al liceului Cuza Vodă din Huș, și din jurnalul respectiv am aflat multe lucruri. Regretatul academician Valeriu Cotea a participat la Huș în 2008 la lansarea la două cărți. Și erau două cărți masive, ca și cea de față, și domnul academician, o enolog cunoscut, spune: domnule, ce cărți, domnule, ce carte atât de masivă, atât de interesantă. Și el compară cartea cu un butoi de vin. Zică: ca să vezi dacă vinul e de calitate, nu trebuie să bei tot butoiul, ci numai un pahar. Așa și cartea de față, pentru cercetători, este o mină de aur. Pentru cei, să spunem, așa, interesați de istoria domniei lui Alexandru Ioan Cuza, este un instrument extraordinar și, citind numai introducerea, ne dăm seama de lucrul acesta. Dar sunt invidios pe domnul Cristian Căldăraru pentru că poate să ofere un asemenea volum despre Casa Cuza din Galați. Gândiți-vă dacă am avea același volum de documente și despre celelalte case Cuza. Iată, locul nașterii domnitorului Alexandru Ioan Cuza este disputat, să spunem, sau a fost disputat, mai bine zis, de patru localități. Huș, de la Ținutul Fălciului, Bărboș, tot de la Ținutul Fălciului, Bârladul, care are o voce mai puternică la ora actuală, și Barboșii de Galați. Acum am văzut la domnul Cristian Căldăraru că în unele documente apare și Galațiu ca loc de naștere, pe care domnia sa, pe bună dreptate, ipoteza a respins-o cu fermitate. Așa cum știm, Alexandru Ioan Cuza este născut la 20 martie 1820. La vremea respectivă, din vremea respectivă, nu se păstrează mitricile, actele în care preotul consemna nașterea, căsătoria sau moartea enoriașului său. Eu am să vă expun, să vă prezint, de fapt, câteva documente care ne spun altceva despre locurile copilăriei, dacă vreți, ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Ioan Cuza,
tatăl său. A fost pe rând ispravnic în Ținuturile Fălciu, cea mai mare perioadă, Tutova și Vaslui, mă refer la zona noastră, nu? În 1828, când a început războiul ruso-otoman, rușii au impus elaborarea unor vidomostii, a unor recesăminte, le spunem noi astăzi, iar cel pe ținuturi, iar cel desemnat să execute această vidomostie la Ținutul Fălciului era ispravnicul Ioan Cuza, tatăl domnitorului. În vidomostia respectivă, numele său apare la poziția a patra și spune acolo Ioan Cuza, casă boierească, sau cum, nu mai rețin cu exactitate, la Barboș, Ținutul Fălciului. Acolo își avea el conacul boieresc, știu de altfel de toți locuitorii satului. Soacra mea, Dumnezeu să o odihnească, este chiar din satul Bărboș și îmi spunea că toți oamenii de acolo, am fost în satul Bărboș, mai ales că e aproape de satul meu, la 7 kilometri, și toți au conștiința că Alexandru Ioan Cuza este din Bărboș, acolo s-a născut. Deci, iată, la 8 ani, tatăl său își dă ca domiciliu Bărboșii. Nu spune nimic nici despre Galați. Domnul profesor spune că am atunci este perioada când ar fi cumpărat casa din Galați, nu? 1827, 28, 29. Deci, iată ce este interesant, că pentru boierii care își aveau case într-o așezare rurală, dar și la oraș, erau trecuți acolo. Casa la Barboș, casă în orașul Bârlad, la familia, la, deci la poziția sa nu declară nimic în acest sens, nu? Mergem în vâltoarea evenimentelor și ajungem la Revoluția de la 1848, la adunarea din fața hotelului Petersburg din Iași, unde au participat, printre alții, Alexandru Ioan Cuza și fratele său Dimitrie. Adunarea a fost prezidată de Grigorie Cuza, nu? Sunt cunoscute evenimentele, arestarea lui Alexandru Ioan Cuza, evadarea sa. Mai puțin este cunoscută situația lui Dimitrie Cuza de acolo, de la adunarea de la Iași. El a fugit cu un prieten de-a său la Barboș. Organele de ordine din Huș au primit ordin să se deplaseze la Barboș și să-l aresteze pe Dimitrie Cuza. Cel care a condus, spunem noi astăzi, patrula, nu știu dacă mă exprim eu bine, a făcut un raport care, de fapt, a fost și publicat. Și ce spune el în raport acolo? Că am ajuns la miezul nopții la Barboș, la Conac, și a ieșit Ioan Cuza în izmene cu pușca în mână. L-au convins în cele din urmă și l-a predat pe Dimitrie Cuza. Deci, iată, la Revoluție, fuge la Barboș, mai mult Ioan Cuza este acolo și atestat documentar. Se știe că Mihail Sturza i-a iertat mai repede pe cei care au participat la Revoluție în 1848, dar le-a dat și domiciliu obligatoriu acestora, nu? Lui Alexandru Ioan Cuza îi se dă domiciliu obligatoriu la Barboș, la casa părintească. În catagrafiile care se păstrează în Arhiva Episcopiei Hușilor, eu am publicat unele din ele, cu privire la situația bisericească din eparhie, atunci când se vorbește despre biserica din Barboș la 1858, cu un an înainte de alegerea ca domnitor, este trecut ca proprietar Alexandru Ioan Cuza. În 1865, a bisericii, într-o altă catagrafie, tot Alexandru Ioan Cuza. Moșia de acolo, între timp, va ajunge, să spunem, va continua stăpânirea acolo Elena Cuza, apoi ajunge Maria Moruzi,
nora lui Alexandru Ioan Cuza, dar aici este cu totul altă epopee. Casa sau conacul boieresc de la Barbăș a fost demolat în perioada interbelică, iar materialele rezultate de acolo folosite la construirea școlii din Deleni. Deci iată o altă poveste a unei case a lui Alexandru Ioan Cuza. În zonă, toponimia locului amintesc urmele cuzeștilor. În pădurea care leagă Barbăș de Zgura, prin satul Bagău, se află cărarea lui Cuza sau drumul lui Cuza și așa mai departe. Deci, domnul Cristi Căldăraru, iată, este un fericit pentru că a putut să descopere și să ne pună la dispoziție atâtea documente. Nu intru în discuții cu privire la casa din Bârlad, locul presupus că s-ar fi născut Alexandru Ioan Cuza. Eu recent am publicat două documente prin care Anica Cuza, văduva lui Gheorghe Cuza, proprietarul casei unde s-ar fi născut Alexandru Ioan Cuza, îi vinde casa fiului său Costache. În actul de vânzare-cumpărare, sau din actul de vânzare-cumpărare, mă scuzați, reiese că această casă ar fi fost cumpărată de Anica Cuza între 1842 și 1847. Cuza este născut la 1820. Cuzeștii Gheorghe Cuza sunt legați de acolo, de satele Fichitești, Căbești și altceva. Deci, sunt necesari istorici precum Cristian Dragoș Căldăraru, care să scotocească arhivele și poate să ne aducă un nou volum despre casa, conacul Cuza din Barbăș, despre casa Cuza din Huș, care a existat până cu vreo 10 ani înainte de căderea regimului comunist. Deci a existat o casă și în Huș, pe care autoritățile au demolat-o, din păcate, fără să respecte această veche tradiție și așa mai departe. În încheiere, doresc să-l felicit din tot sufletul pentru lucrarea de față, masivă, grea, în sensul că sunt foarte multe documente publicate în ea, să-l felicit și pentru cărțile anterioare, pentru cea dedicată Bisericii Fortificate Precista, pentru Moșia Balta Brateșului, pentru toate articolele și activitatea sa de la muzeu, care face cinste oricărui intelectual român. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule profesor. Părinte, cu rugăciunea de a ține ambele microfoane. Eu am să mă recalibrez decibelii ca să nu deranjeze. Nu se poate auzi. Se aude bine? Vorbesc ca la amvon. Acum se aude, nu știu cum să... Da? Mă rog, dacă ziceți dumneavoastră așa... Și într-un fel este bine că atunci când ai emoții, ai de ce să te ții. Onorate autorități, stimați oaspeți și dragi gărățeni, și eu mă bucur de invitația pe care mi-a adresat-o domnul director Cristian Dragoș Căldăraru de a lua parte la nășirea acestei cărți pe care domnia sa a scris-o cu acrivie, cu mult efort, cu multă zdruncin pentru cei care fac astfel de lucruri, știu ceea ce vă spun eu acum. Cartea am răsfăit-o destul de bine. Și vreau să vă spun că, după părerea mea, este un fel de restitutio in integrum a istoriei acestei case a lui Cuza de la Galați, care are o rezonanță istorică deosebită, nu numai provincială, ci și națională, după cum se vede foarte bine din amplele desfășurări ale documentelor cuprinse în volum. Acest masiv volum, cum s-a remarcat mai înainte, cuprinde documente care acoperă trei sferturi de veac, din 1864 până în 1939.
documente care arată două atitudini antagonice. Pe de o parte, interesul și chiar interesul major față de recuperarea acestei case pentru a reintegra, a reintra în patrimoniul cultural și muzeistic al gălățenilor și pe de altă parte dezinteresul sau delăsarea unor edili și unor reprezentanți ai spiritualității și ai culturii din vremea aceea, ceea ce eu cred că este de fapt o frescă a fiecărei epoci. Niciodată nu o să întâlnim sau nu o să întrunim acordul general față de o anumită inițiativă ca aceasta sau dezacordul total. Ceea ce a realizat domnul Căldăraru este de apreciat. Pentru că eu cred că chiar dacă ar fi scris, cum s-a subliniat un pic aici, doar această carte, prin ea și-ar fi făcut și și-a făcut de fapt datoria cu asupra de măsură față de instituția în fruntea căreia se află și în și unde a realizat mult mai multe lucruri. Domnul Clit a spus câte ceva despre aceasta, domnul Sorin Iftimi de asemenea. Eu mă refer îndeosebi la publicațiile pe care le-a patronat, la încurajarea unor istorici locali, la manifestările lunare, nu numai în Galați, ci și la toate celelalte muzee și case memoriale care intră în administrarea Muzeului de Istorie din Galați, Muzeul Județean, și, nu în ultimul rând, la conjuncția pe care a făcut-o cu istorici de marcă, din țară și din străinătate. Iată, doi dintre aceștia se află aici și eu îi salut cu respect pe domnul Sorin Iftimie și pe domnul Costin Clit, care merită și admirația mea personală, întrucât dânsii au ajutat și au oferit istoriei Moldovei suficiente dovezi ale unei vieți intense pe toate planurile, ceea ce nu este deloc puțin. Ori această colaborare pe care domnul Căldăraru a încurajat-o și o încurajează constant, este și în folosul urbei noastre. Trebuie să mai spun un lucru, pentru că eu sunt aici și în calitate de slujitor bisericesc al Eparhiei Dunării de Jos, că între cei ce și-au pus toată strădania în favoarea recuperării casei Cuza, s-au aflat și doi dintre ierarhii Eparhiei Dunării de Jos, pe atunci episcopie. Primul a fost Iacov Antonovici, care a păstorit aici puțin un an de zile și apoi s-a dus să fie episcopul înaintașilor domnului Clit, la Huș. Dar în această perioadă scurtă a fost în fruntea comitetului care s-a străduit din toate puterile să facă diligențe la instituțiile responsabile ale țării și să strângă fonduri pentru a cumpăra casa Cuza, care ați auzit ce proprietari avea. După aceea a preluat ștafeta episcopul Cosma Petrovici, o perioadă mai îndelungată, din 1925, când s-a urcat pe tronul Dunării de Jos. Și domnul Căldăraru, fac aici o mică paranteză, a publicat episodul instalării episcopului Cosma Petrovici la Galați și până în 1939. Gălățenii au avut încredere în acești ierarhi, așezându-i ca președinți ai comitetelor care s-au ocupat de Casa Cuza. Și cu adevărat, ei au reușit să facă dovada seriozității, a implicării totale și în același timp au prezentat garanția că fondurile strânse au ajuns acolo unde trebuiau. Cartea este, sigur, una din punct de vedere al lecturii celor care sunt mai puțin familiarizați cu istoria, este una aridă. Documentul are o ariditate a lui. Dar, în același timp,
furnizează foarte multe informații și cei care vor să cerceteze istoria acestei case, embleme pentru noi gălățenii, găsesc o sumedenie de implicări, de activități pe care le-au dus foarte mulți gălățeni. Sunt liste întregi de personalități ale Galațiului care n-au fost indiferente față de actul cultural. Și aici este și o pildă, poate, pentru toată lumea. Pentru că, până la urmă, ce rămâne din toată lucrarea noastră trecând prin viață? Rămân valorile perene, culturale, care ne vor reprezenta mai departe. Eu îl felicit din toată inima pe domnul Căldăraru pentru această lucrare remarcabilă, ca și pentru toate celelalte. Îi doresc succes în continuare, îi doresc să aibă susținere din partea celor care clitoresc actul cultural și să ne mai cheme la astfel de manifestări, că sunt foarte frumoase și cam puține în ultima vreme. Vă mulțumesc! Da, o să vorbesc cu ambele microfoane. Mulțumesc, Părinte, pentru cuvântul adus aici, în fața noastră. Nu o să vă rețin foarte mult, pentru că cei mulți strică, dar cei puțin n-ajunge. Așa că o să mă limitez într-un spațiu de timp rezonabil. Poate că v-ați întrebat sau vă întrebați de ce o astfel de carte, de ce a trebuit să fie publicată o astfel de lucrare, pentru că s-a mai scris despre Casa Cuza. Așa este, s-a scris mult despre Casa Cuza. Aș aminti aici pe profesorul Ieșanu, care în 1974, parcurgând arhivele de la Iași și de la Galați, face trecere în revistă foarte importantă despre viața acestei case din Galați. Paul Păltânea duce mai departe mesajul lăsat de profesorul Ieșanu. Viorica Pisică, colega noastră, nu știu dacă a ajuns aici la muzeu, muzeograf la Muzeul de Istorie din Galați, publică și domnia sa lucruri foarte interesante din arhivele gălățene, din arhivele statului din Iași și din București. Domnul profesor universitar doctor Dan Răpă-Buicliu, prezent aici în sală, s-a ocupat și domnia sa de casa lui Alexandru Ioan Cuza, de familia lui Cuza. Aș vrea să rețineți faptul că aici, în dreapta mea, stânga dumneavoastră, pe acel panou, este un arbore genealogic pe care profesorul Dan Răpă-Buicliu l-a realizat și care este foarte important pentru genealogia românească, în general, și pentru genealogia familiei Cuza în special. Alături acolo, în vitrină, mai sunt două lucrări ale lui Gheorghe Ghibănescu, un istoric din perioada de început și perioada interbelică a veacului 20, cu zeștii se numește lucrarea, publicată de către Gheorghe Ghibănescu, cu un arbore genealogic al familiei în vitrină, iar alături o lucrare pe care, din păcate, nu, istoric deosebit urmaș al sturzeștilor, Mihai Dimitrie Sturza, a început acum câțiva ani o serie de lucrări, sau o serie de volume dedicate familiilor boierești din Moldova și din țara românească, iar în volumul al cincilea, la litera C, familiile Ceaur și Cuza, publică despre
familia lui Cuza, de unde vine, care sunt contribuțiile domniei sale privind la până la momentul 2018, scuzați, în legătură cu această familie, din care, iată, l-am avut și pe primul domn pământean al românilor, Alexandru Ioan I Cuza. Spuneam de ce ar fi trebuit necesară această carte. M-am gândit că este foarte important pentru cei care vor să citească un document și poate că citindu-l de la cap la coadă poate să surprindă și alte lucruri poate mai puțin interesante pentru cei care au fost înaintea lui și a cercetat. Și în felul acesta am dorit să se evite într-un fel și plagiatul. Pentru că, amintindu-i pe cei mai devreme, menționați de mine aici, care s-au ocupat în mod serios și de Alexandru Ioan Cuza, citând, având notele citate la subsol, au fost și alți istorici, mă rog, când spui istoric, ar însemna ca în spatele tău să stea o întreagă viață de cercetare a istoriei sau vieții culturale și apoi să fii denumit istoric. Din punctul meu de vedere, istoric a fost Xenopol, Iorga, Densușanu, deci până când să devii istoric mai trebuie să înveți școală, ca să spun așa. Ei bine, unii mai scriu articole sau chiar și cărți folosind citatele pomeniților mai înainte, istorici, fără să ajungă la acele documente, fără să ajungă la acele materiale pe care le citează la subsolul unor pagini. Și atunci am spus că e mai bine să fie tipărită o carte cu aceste documente in integrum pe care le-am găsit până acum. Am cercetat în jur de 1100 de documente, în carte sunt prezentate doar 300 și vreo 90. Merg mai departe și aș vrea să vă spun că am avut bucuria și am tras concluzia la finalul acestei lucrări că într-adevăr, armata română a fost din toate timpurile cea care a strălucit și pe câmpul de luptă, dar și în plan cultural. De ce spun acest lucru? Pentru că aici la Galați, după lupte intestine de zeci de ani, iată că un militar, un ofițer superior al armatei române, un șef de stat major din cadrul armatei a doua staționată, care era aici la Galați, vorba de locotenent colonel Victor Rațiu, alături de generalul Gheorghe Linteș, comandantul armatei a treia de la Galați, hotărăsc să se implice și în 1937 demarează procedurile pentru transformarea casei ajunsă în ruină, transformată în bordel, casa familiei Cuza din Galați, în muzeu. Participă la un congres național Victor Rațiu, în 1937, un congres desfășurat la Galați în cadrul școlii comerciale Alexandru Ioan Cuza, devenită mai apoi IP3 sau Institut Pedagogic din Galați, în cadrul facultății, Dunărea de Jos, și în timp de o oră, Victor Rațiu reușește să-i convingă pe toți participanții la congres că, da, la Galați, casa familiei Cuza trebuie salvată și trebuie să fie transformată în muzeu. Pleacă după o oră de acolo, cu un cec nu în alb, ci de 100.000 de lei,
primii bani pe care asociația care deja se înființase, Casa Cuza Vodă, îi primește ca donație. Au urmat alte sute de mii de lei și milioane de lei până în 1939, când pe 24 ianuarie 1939 casele lui Cuza din Galați sunt deschise ca muzeu. Casele lui Cuza, așa cum au fost ele cunoscute în perioada interbelică, erau legate între ele cu un coridor. Asta am găsit și în arhivă. Cei care au studiat arhivele știu lucrul acesta și imaginile foto demonstrează acest lucru. Nu erau două imobile separate legate printr-un coridor. Ele au păstrat însă aceste, cel puțin Casa Mare, a păstrat arhitectura de după 1865. În 1864, Sultana Cuza, mama domnitorului, este pe un din panouri prezentat alături de Alexandru, fiul său, domnul Alexandru Ioan Cuza, solicită intervenții pentru reparația casei și cere fiului său sprijin pentru a se repara casa de la Galați, unde locuia singură de data aceasta. Arhitectul Gruber, Iosif Gruber din Galați, întocmește un raport amănunțit a stării în care se găsea casa familiei Cuza. Documentul de arhivă este prezentat tot acolo unde este și fotografia Sultanei Cuza și a lui Alexandru Ioan Cuza. Și se hotărăște a se repara din temelii casa. În 1897, casa avea două verande pentagonale în față. Se face o reparație la casă de către proprietarea de atunci, doamna colonel Izvoranu, și acele verande sunt reparate cu cărămizi pe care erau ștampile cu anul 1897. În momentul în care, în 1938, s-a hotărât a se consolida și restaura casa, s-au dat deoparte câteva zone din clădire care erau grav afectate, printre care și cele două verande pentagonale. Găsindu-se cărămida cu inscripția 1897, s-a considerat că este o lucrare nouă de după reparația făcută de către Gruber și s-a hotărât să fie demolat. Nu s-au demolat numai verandele, ci s-a demolat întreaga casă, iar ceea ce vedem noi astăzi, s-a făcut reconstrucția casei pe amprenta veche a caselor lui Cuza. Lucrul acesta a ieșit la iveală anul trecut, în 2020, când s-a făcut săpătura arheologică și am surprins în zona verandei, cum ne uităm la casă din dreapta, fundația veche a verandei. Prin urmare, veranda aceea n-a fost făcută, n-a fost o intervenție din 1897, ci a fost, așa era ea, și în perioada în care domnitorul locuia acolo. În martie 1938 încep lucrările de refacere a casei. S-a amintit aici de domnul profesor Virgil Țigănuș un nume, Mastro Nicola, Marta Mastro Nicola. O studentă de la arhitectură, studentă din Galați, locuia în Galați, dar era la Facultatea de Arhitectură din București. O secundă. Documentele vremii o consemnează ca cea care s-a ocupat de planurile
de restaurare și de refacere a casei. Planuri pe care probabil le vom găsi cei care vor veni să cerceteze mai departe în arhivele de la Institutul de Arhitectură din București, pentru că la Galați nu sunt. În martie, așa cum spuneam, a început restaurarea și refacerea casei. A durat aproape 9 luni și s-a născut în decembrie Casa Muzeu. S-a dorit în luna octombrie sau noiembrie, început de noiembrie, să se deschidă casele lui Cuza ca muzeu. De ce? Pentru că în perioada aceea urmau să se desfășoare în Galați, în zona Galațiului, manevre militare la care trebuia să participe și regele Carol al II-lea și să fie invitat cu această ocazie și Carol al II-lea, care să taie și panglica la acest muzeu. Nu s-a reușit a se termina refacerea casei și atunci s-a amânat pentru decembrie, nici în decembrie, și atunci s-a luat hotărârea ca această casă, muzeu, să fie deschisă cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie 1939. Aici un singur amănunt. În cadrul festivităților și manifestațiilor, manifestărilor culturale care s-au realizat atunci, un lucru unic până atunci în România. Orchestra Simfonică a Operei Regale din București, invitată, participă, erau 67 de membri ai orchestrei care vin la Galați, participă la deschiderea oficială a muzeului, a fost transmisă în direct întregul concert și tot spectacolul din seara zilei de 24 la radio și tot cu acel prilej s-au și imprimat, așa a fost dorința ctitorilor de la 1938-39, toate cuvântările și spectacolul pe discuri, pe disc. Din păcate, până acum nu s-a găsit, este consemnat și în documentul lucrul acesta, nu am găsit niciun disc imprimat cu prilejul deschiderii muzeului de la Galați din 24 ianuarie și tot ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Probabil, pentru că manifestarea începea cu imnul regal, melodia lui George Ionescu, dar chiar dacă era George Ionescu, vorbindu-se acolo de rege, probabil că ele au fost distruse după 48-49. Oricum, noi nu mai avem nimic. Am căutat în arhivele de la Radiodifuziunea Română. Încă nu se poate intra în acele arhive, nici înregistrările nu sunt foarte bine structurate și aranjate în arhivă, în Arhiva Radiodifuziunii Române, în așa fel încât să putem să avem norocul să găsim înregistrările de la 24 ianuarie 1939. Și mă apropii acum de finalul intervenției mele, spunându-vă doar ce s-a întâmplat acum 3 săptămâni. Cartea tipărită, așteptam să vă invit și cu toate că Cartea de Aur, așa cum este menționată și în actele de arhivă, a fost comandată la Cartea Românească, la București, o avem aici în vitrina aceasta. Cartea de onoare a muzeului. Am răsfoit-o de mai multe ori. Eram intrigat de faptul că începea cu prima însemnare 1948.
De ce nu 1938 sau 39, pardon? Deci de ce începea cu însemnarea din 1948 și nu cu 10 ani sau 9 ani mai devreme? Acum 3 săptămâni sau 4, uitându-mă, nu pot să o scot din vitrină, dar deschizând și pe coperta a doua a cărții, datorită unei raze de lumină, am văzut un desen. Și zic, ce-o fi aici? M-am uitat mai atent, două pagini lipite. De ce lipite? Am rugat colega noastră, restaurator de carte și hârtie, să fac în așa fel încât să-mi deslipească pagina aceea care era lipită. Vine la mine și îmi spune, pot să o deslipesc, dar s-ar putea să distrug ce este dedesubt. A văzut și ea urma a ceva ce era sub acea hârtie. Atunci am spus, taie pagina până la cotorul copertei, du-o în laborator și rezolvă problema. Și a rezolvat problema. Și a apărut această imagine de sus, cu cifrul lui Cuza, iar peste acel cifru, aici, scrie Alexandru Ioan Cuza. M-am uitat mai atent, era ceva neclar că sub text apărea un punct sau două roșii. Și zic, scoate banda aceea de acolo, du-o din nou în laborator. O duce în laborator și desface banda, o întorc pe verso și apare pe verso imprimat ce s-a lipit de pe coroana regală, de pe coroana regală, coroana din timpul lui Cuza. Am mers mai departe și am luat legătura cu un bun prieten de-al meu și a multora dintre dumneavoastră, domnul Gigi Andreescu, Gheorghe Andreescu, pictor și artist plastic, mai nou președintele asociației, spun bine, a artiștilor plastici de aici, de la Galați, și l-am rugat să-mi refacă ceea ce vedem noi în final, jos aici. Prin urmare, în 48, pagina pe care era cifrul lui Cuza cu această coroană a fost lipită. Probabil că și textul acesta a fost scris tot în 1948, s-a lipit peste coroană și în momentul de față apare așa și în carte, am făcut restituirea în cartea de onoare, dar am ținut să prezint că altfel ar fi fost și acest document introdus în lucrarea pe care ați, despre care ați auzit mai devreme. Deci asta a fost o bucurie pentru noi și în sfârșit mi s-a dat și răspunsul de ce în 48 începeau primele însemnări. Paginile celelalte nu mai există. Începe Cartea de Aur cu mențiunea din 48. 1948. Eu cam atât am avut de spus. Aș vrea ca să le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în acest demers. Aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor Virgil Nistru Țigănuș, pentru că mi-a luat textul de mai multe ori, de vreo 4 ori, la finalizarea lui, și tot mai găsea câte ceva de pe parte de gramatică sau, și venea cu scrisul foarte frumos și îmi făcea notițele.
Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care s-au ocupat de culegerea, tehnoredactarea și așezarea în pagină a acestei lucrări. Așa cum am mulțumit și în carte, le mulțumesc colegilor de la Muzeul de Istorie, Muzeul de Istorie, Complexul Muzeal din Iași și Muzeului Unirii, pentru că Sorin l-am rugat să-mi explice, avem aici o stemă din timpul lui Cuza și am luat cifrul lui Cuza, Alexandru Cuza, pe care l-am introdus în header-ul de la carte, doar cifrul. Mulțumesc Academiei Române pentru că mi-a permis să intru și să cercetez o parte din documentele despre care citisem, dar n-am avut acces la ele. Și documente care mi-au dezvăluit alte lucruri, nesurprinse de predecesorii mei. Foarte bine, e un lucru bun, dar documentele acum sunt integral acum prezentate în carte. Biblioteca Academiei Române, prin excepționalii oameni de acolo care mi-au pus la dispoziție și presă, dar și documente din perioada interbelică pentru a mă ajuta să duc la bun sfârșit această carte. Și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că ați fost acum alături de noi, pentru că nu este o carte a mea, este o carte a muzeului. Nu este un eveniment al meu, ci este un eveniment al muzeului. Trebuie să înțelegem cu toții lucrul acesta. Ce facem aici sunt evenimentele Muzeului de Istorie Paul Păltine din Galați. Dacă dintre dumneavoastră vrea să ia cuvântul cineva. Eu am să mă țin, am amândouă microfonii, că am suficientă emoție, dar am ținut să iau cuvântul pentru că vreau să mulțumesc, să felicit pe domnul Căldăraru, echipa muzeului pentru această carte. Am reușit puțin să o răsfoiesc și de aceea vreau să vă spun că am rămas impresionată și eu cred că această carte reprezintă și un omagiu adus asociației Casa Cuza Vodă, fără eforturile acestor oameni, fără eforturile domnului general Linteș și a domnului colonel Rațiu, eu cred că această casă nu ar fi existat astăzi. Și de aceea consider că cred că este un omagiu adus lor această carte, pentru că în carte, dacă veți avea, e adevărat ce spunea cineva de aici, că e puțin, nu e ca un roman, nu e ca un, sunt documente, sunt acte, dar din această carte se poate vedea cât efort s-a depus pentru ca noi astăzi să ne bucurăm de această casă. Pentru că așa au fost vremurile și poate că mai, dacă citim aceste documente, mai vedem că și în zilele noastre se mai întâmplă ce se întâmpla atunci. Pentru că am reținut un, n-am să fiu prea lungă, am să încerc să fiu scurt, dar vă spun ce am reținut așa cât am, n-am reușit să citesc, vă dați seama, am trecut și eu prin carte așa rapid. E greu de citit așa o carte mare și importantă, dar am reținut că domnul colonel Rațiu, care a făcut multe demersuri pentru ca să adune lucrurile, pentru ca să știe cum era casa în vremea lui Cuza, pentru că nu se știa exact cum suferise casa diferite modificări. Și am reținut că după ce reușise în sfârșit să cumpere casa la o licitație,
au fost multe probleme până să ajungă aici, au reușit și au cumpărat casa cu 900 de mii de lei, mai trebuiau foarte, foarte mulți bani pentru consolidare, pentru refacere, pentru... și într-adevăr au trebuit mulți, mulți, mulți bani. Și la prefectura, cum ar fi, prefectura Galați, la un moment dat venise în vizită ministrul de finanțe a vremurilor. Era multă lume, multe mașini, el a vrut să meargă, să intervină pentru a obține fonduri, ca să continue lucrarea care, pentru care se angajase. Toată lumea i-a spus că nu, nu ai să reușești să intri la ministru, pentru că e foarte ocupat, pentru că, ca și astăzi, de altfel, aș zice eu, dar în sfârșit a reușit să îl abordeze și explicându-i și spunându-i că dorește să reabiliteze această casă pentru memoria marelui domnitor Alexandru Iancuza, cineva binevoitor dintr-o altă tabără acolo nici nu se știe dacă aia este casa lui Cuza, pentru că fusese o dispută a vremurilor dacă aceasta era casa sau alta de acolo. La care ministrul respectiv, el, bineînțeles că domnul Rațiu s-a, vă dați seama, că s-a supărat în felul lui și era, ce o să spună, dar ministrul, asta este, eu nu pot să vă spun exact cum spunea dumnealui, vă spun cum am înțeles eu și cum am văzut eu lucrurile. Deci a fost un om deschis la minte și a spus că, indiferent dacă este sau nu, această lucrare trebuie să continue și a asigurat 1 milion de lei, nu mai știu eu cum. N-a fost aia suficient, dar gestul și modul în care a judecat mi s-a părut important și interesant. Și multe lucruri sunt interesante. Vă invit să o citiți. Mi se pare deosebit de interesant pentru societate, pentru modul în care trebuie să ne luptăm pentru fiecare... pentru fiecare bijuterie, că e arhitectonică sau de oricare. Pentru istoria noastră, eu cred că merită să citim, avem ce învăța din această carte, studiind aceste documente. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze dacă am fost prea lungă. Sau... Să vă doamnă. Da. O secundă, și primăria trebuie să fie prezentă pentru că au fost probleme, nu astăzi, în ziua de atunci. Domn profesor, probleme sunt tot timpul, important este să trecem peste ele cu inima ușoară, cu responsabilitate și cu putere de muncă, așa cât ne dă Dumnezeu. Istoria, din punctul meu de vedere, ca inginer de data asta, este o înșiruire de momente. Iar domnul profesor, așa cum l-am cunoscut eu, și aici nu vorbesc în calitate de viceprimar, ci în calitate de om, a reușit să îmi expună de câte ori a avut ocazia și toate cauzele care au dus la îndeplinirea acestor evenimente, acestor momente, care de foarte multe ori au o importanță crucială atât pentru amintirea noastră, cât și pentru modul în care ne recunoaștem și ne știm și ne vedem așa ca români. Eu nu am avut ocazia să răsfoiesc cartea dumneavoastră, dar așa cum vă cunosc eu, aveți o aplecare spre amănunt fenomenală și consider că ea poate fi considerată ca un document de referință atât pentru Muzeul de Istorie al municipiului Galați, cât și pentru istoria națională în ansamblul ei. Și vă felicit pentru întreaga activitate și pentru tot efortul pe care l-ați depus, nu numai în scrierea acestei cărți, ci și toată activitatea dumneavoastră, atât de publicistică, cât și muzeală. Vă mulțumim! Da, și acum să servim o cafea și un pahar cu apă. Vă mulțumesc încă o dată! Și vă invităm în continuare la activitățile muzeului nostru, care... așa cum s-a întâmplat în toată țara, sunt destul de puține, din păcate, de un an și jumătate. Mulțumesc!